You are.
Thank you.
Bună seara! Bine ați venit! Astăzi spunem din nou da vieții fără droguri. Suntem deja la a treia conferință și putem spune că facem pași mici, dar siguri, spre îndeplinirea obiectivului nostru, acela de a conștientiza populația civilă cu privire la efectele consumului de droguri, în special în rândul tinerilor. Aș dori să mulțumesc celor care au făcut posibilă realizarea acestui eveniment și dau cuvântul domnului chestor de poliție Tiberiu Iulian Ivancea, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. Bună seara! În primul rând, bună seara tuturor! În primul rând, aș dori să vă mulțumesc și eu celor care ați dat curs invitației noastre și participați într-un număr foarte mare, sau așa cum ne așteptam la acest eveniment. În al doilea rând, aș dori să mulțumesc partenerilor noștri instituționali, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Sibiu, Inspectorat Școlar, ULBS, IPA, România și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment. Evoluția societății din ultimii ani ne arată că fenomenul drogurilor este tot mai frecvent și în țara noastră, care a devenit, din păcate, o țară de consum și nu una de tranzit, așa cum era în ultimii 10-15 sau cum era acum 10-15 ani. Din nefericire, acest flagel ne atinge acolo unde ne doare cel mai rău, la copiii noștri. Este, cred, cel mai perfid efect al reacției noastre întârziate față de acest fenomen. De aceea, cred că împreună putem să facem multe lucruri. Trebuie să conștientizăm, în primul rând, că acest fenomen este prezent în rândurile noastre, în societatea noastră. Trebuie să plecăm de la faptul că să admitem că el este prezent, să nu-l mai ascundem, să discutăm între noi și împreună cu toții să ne dăm mâna, să facem un front comun. Fiecare dintre noi să facă câte ceva. Dacă fiecare dintre noi facem câte ceva în acest sens, cred că putem să asigurăm copiilor noștri o societate sănătoasă și o dezvoltare sănătoasă. N-aș vrea să spun mai multe, ar fi multe de spus pe acest subiect și o să-i las în continuare pe invitații noștri să își expună gândurile pe care le au cu privire la acest fenomen. Sper că va fi o seară interesantă, dar și utilă pentru toată lumea. Mulțumesc! Invit să ia cuvântul pe domnul Vlad Alexandru Vasiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Sibiu. Da, o să mă ridic și eu dacă a dat drumul domnul chestor la cuvântările din picioare. Bună seara tuturor, știu că trebuie să mă încadrez foarte scurt. Încep prin a vă spune că suntem extrem de mândri și onorați că putem sprijini și susține acest eveniment și chiar mulțumim din suflet partenerilor de la Inspectoratul Județean de Poliție, colegilor de la ATOP care s-au implicat extrem de activ și tuturor partenerilor și în special dumneavoastră că ați venit la a treia ediție și suntem convinși că a patra, a cincea, a șasea și așa mai departe ediții vor avea un public la fel de numeros. Pentru că, într-adevăr, subiectul este un subiect foarte delicat, este un subiect discutat, dar de care de multe ori poate ne ferim să vorbim deschis și cred că inclusiv ați văzut de la intrare, n-aveați cum să nu vedeți această expoziție cu pozele și mărturiile unor foști addicted și cred că și pielea dumneavoastră s-a zbârlit ca și a mea, adică numai când le citești
îți dai seama cât de gravă e treaba, mai ales dacă de multe ori poate suntem printre norocoșii care nu am avut aproape situații similare, dar o parte dintre noi n-au fost la fel de norocoși. Acum, închei încă o dată prin a vă mulțumi și cred cu adevărat, astăzi de dimineață aveam la Consiliul Județean, am avut la Consiliul Județean o conferință pe partea de cyber security și pe cât de mult și cât de importantă e navigarea și folosirea tehnologiei în siguranță, atât pentru datele personale, cât și pentru datele pe care vrem să le share-uim și cum instituțiile și privații se luptă ca să ne facă viața mai sigură, pentru că mare parte din viața noastră se desfășoară în zona online, în zona digitală. Cred cu adevărat că aceste două probleme, securitatea cibernetică și consumul de droguri, într-un punct sau în mai multe puncte, ele se înțeleg. Pentru că avem de-a face cu niște generații care sunt poate diferite de cum eram noi, la fel cum noi eram diferiți de cum erau părinții noștri, dar poate în momentul acesta gap-ul dintre generații este ceva mai mare și atunci eforturile pe care noi trebuie să le depunem ca să înțelegem cum gândesc și cum văd și cum acționează și cum visează tinerii din ziua de azi, e mult mai mare, poate, decât efortul depus de părinții noștri. Eu sunt foarte încărcat de emoție că sunt alături de dumneavoastră în seara asta și abia aștept să contribuim cu toții prin creșterea conștientizării. Mulțumesc mult! Mulțumim! Invit să ia cuvântul pe domnul Daniel Moșin din cadrul instituției prefectului județului Sibiu. Bună seara! Încep prin a vă saluta pe toți cei prezenți și prin a vă felicita pe cei implicați în organizarea întâlnirii de astăzi, care este cu adevărat necesară. Abuzul de droguri și dependența sunt subiecte complexe, cu consecințe devastatoare, care solicită atenția noastră, compasiunea și efortul colectiv pentru a le aborda și înțelege. În România nu există un sistem organizat de reabilitare. Spitalele de psihiatrie se ocupă doar de componenta fizică a dependenței, componenta psihică nefiind cuprinsă în tratamentul oferit de acestea. Din cauza lipsei abordării componentei dependenței psihice, un număr mare de persoane care trec prin procesul de dezintoxicare ajung să aibă recăderi la scurt timp de la externarea din spital. Din fericire, există câteva asociații și fundații care au dezvoltat centre de tratament pentru persoanele dependente și care tratează componenta psihică. Asociația Crucea Albastră din România, care a dezvoltat primele centre aici, la Sibiu, în localitatea Șura Mică. Așadar, astăzi, să ne angajăm cu toții să spunem da vieții și nu drogurilor. Să ne sprijinim unii pe alții în a face alegeri pozitive și în a construi comunități fără droguri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Îl invit să ia cuvântul pe domnul Mihai Liviu Tărtăreanu, președinte al Asociației Internaționale a Polițiștilor România. Bună seara! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Sunt pentru a doua oară la acest eveniment. Am fost și anul trecut și am plecat impresionat și am povestit tuturor despre ceea ce ați reușit să faceți dumneavoastră la Sibiu. Și uitându-mă din nou în sală și pentru că sala este plină, am două emoții. Una este, dacă vreți, o încărcătură oarecum negativă, pentru că este clar că avem o problemă în materie de consum de droguri.
A doua este însă pozitivă pentru că văzând capetele de afiș a celor care vă vor povesti astăzi din experiența lor, din perspectiva lor, cum se vede acest flagel și din cât de primă este sala, este cu siguranță o undă de optimism și o garanție, dacă vreți, a faptului că eforturile dumneavoastră, eforturile noastre conjugate, vor fi încununate de succes. Viața este un dar și rămâne un dar atâta vreme cât o prețuim ca atare și această prețuire este, dacă vreți, una individuală raportată la individ, dar se referă și la o prețuire colectivă, iar în această seară avem, eu știu, de a face cu această prețuire colectivă a vieții, sens în care încă o dată îi felicit pe organizatori și pe dumneavoastră pentru că vă pasă. Succes! Mulțumim. O invit la cuvântul pe doamna profesor Monica Adriana Munteanu, inspector școlar general adjunct din partea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Probabil că microfonul ăsta fiind atât de greu îmi spune cât responsabilitate am în seara aceasta să fiu în fața dumneavoastră. Bună seara tuturor, bună seara celor care sunt live și ne ascultă și sunt alături cel puțin cu gândul spre o acțiune care, iată, este la a treia conferință. Am fost și la prima, într-adevăr. Sunt încântată că Sibiul gândește pentru ceea ce înseamnă tânărul, respectiv copilul, pentru că știm că consumul de droguri a coborât la vârstă foarte fragedă. Inspectoratul școlar, alături de toate celelalte instituții din Sibiu, face front comun de la a schimba paradigme care cândva erau doar niște etichete, astăzi la a gândi spre soluții pentru a schimba comportamente ale tinerilor, pentru a ne gândi de fiecare dată că copilul este unic și valoros în felul lui, pentru a ne gândi de fiecare dată cum reușim să-l facem să fie mai rezistent și mai rezilient la toate provocările vieții sale și alături de ei, de fiecare dată, să le arătăm că da, viața este importantă și că nu e cu nimic mai prejos sau mai presus de celui de lângă el. Vă urez mult succes, vă urez audiție plăcută și să plecăm de aici mai valoroși, mai buni, mai încântați că putem sprijini tot ceea ce înseamnă tineretul nostru, care uneori scapă pe o pantă care nu e întotdeauna cea mai sănătoasă sau uneori duce chiar spre tragedii. Mulțumesc! Vă mulțumim și vă invităm să reveniți în sală, să rămâneți alături de noi. În continuare aș dori, în numele Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, să adresez mulțumiri partenerilor noștri care au contribuit la realizarea conferinței, respectiv domnului subprefect al județului Sibiu, Sebastian Gheorghe Șebu, domnului președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sibiu, domnul Vingărzan Sterp Gheorghe, domnilor consilieri Ruxandra Deaconu Cibu, Livia Sava, Alex Boboia, Centrului de Evaluare Prevenire Consilier Antidrog Sibiu, doamnei Cristina Brașovian, doamnei inspector școlar Muntean Daniela, din cadrul Inspectoratului de Școlar Județean Sibiu, doamnei Valeria Purcea, din partea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională și, nu în ultimul rând, Primăriei Sibiu, pentru efortul extraordinar și mai ales susținut în realizarea materialelor care vor ajunge la dumneavoastră și pentru tot suportul în diseminarea și promovarea evenimentului nostru. În continuare, am pregătit pentru dumneavoastră un scurt material video cu momente reprezentative din cadrul edițiilor anterioare pe care vă invit să-l urmărim împreună. Copilul meu este dependent. Sunt la capătul puterilor. Am încercat tot timp de un an de zile. Am mers la psihiatrie, am făcut tratamente psihiatrice.
Am internat în spital, am chemat poliție, salvare. Copilul meu de la metamfetamine este violent și sunt sfârșită. Nu o mai pot opri, efectiv, nu mai e conștientă de ce face. Și e și violentă. Impactul este nu numai asupra copilului, ci asupra multor oameni în jur. Am o dependență de 10 ani de zile de consum de alcool și de substanțe, de droguri mai exact, iar acești 10 ani, de fapt, iar aceste substanțe mi-au furat tot ce e mai, ce avea mai frumos în acești 10 ani. Prima experiență era undeva pe clasa 6 sau 7, plus minus. Întâlnire pasageră cu un necunoscut, un schimb de țigări. Da, exact. Deci chiar cu un străin, eu străin pentru el, el străin pentru noi. În care mi s-a oferit foarte mult suport financiar. Niciodată între părinții mei nu a existat o înțelegere. Una, ei se contraziceau, se certau, tata era mai mult absent și atunci când venea acasă prefera să ne critique sau să ne impună anumite restricții. De aici și până la o viață plină de minciuni și la o viață incertă a fost doar un singur pas. Am ales să merg pe marginea prăpastiei și să-mi distrug viața cu totul. E mai bine să mergi cu mulțimea sau să faci propriile tale alegeri? Cred că toți dintre voi vă spune eu fac ceea ce vreau, eu am propriile mele alegeri, însă în realitate forța anturajului, forța grupului te determină să faci lucruri pe care nu le-ai dori. Și copiii ajung în contexte cu niște gânduri de acasă, iar acolo, în acea seară, în acea noapte, fac lucruri pe care nu și-ar dori, pentru că forța grupului e mai puternică de modul în care tu reziști. Am fost diagnosticată pe fondul consumului cu început de schizofrenie. Părinții mi-am distrus, le-am furat aurul, le-am furat mașinile, le-am amanetat. Pe mama am înjurat-o, am sărit la ea la bătaie. Gesturilor mele nebunești, pentru că am avut două tentative de suicid în fața mamei mele, deci mă dezumanizasem complet. Am ajuns să fiu abuzată din nou, sexual de două ori, am fost violată. Am fost sechestrată de un băiat într-o casă părăsită din centrul Bucureștiului. M-am trezit pe mijlocul trecerii de pieton, într-un oraș foarte aglomerat, era super mare circulație, ora prânzului, și prietenul meu m-a tras de haină înapoi. Am simțit că genunchii la propriu cineva mi-a tăiat, am simțit ca și cum nu mai aveam nicio forță în picioare, absolut deloc. Pierdusem conștiința foarte mult, o parte din conștiință, toată partea creierului, a capului înghețase, ori simțeam super rece, deci la propriu super rece. Eu deja intrasem în comă, nu știam ce se întâmplă, adică când îmi pierdeam conștiința, când era clară și m-am prăbușit și la propriu. Lucru care încă mai lucrez la relația cu părinții mei după atâta timp, tocmai pentru că chestia asta nu s-a întâmplat. În principiu, dacă părinții nu-și petrec timp cu copiii atunci când ei sunt mici, nici copiii nu o să-și petreacă timp cu ei când vor fi mari. DC-ul, care este foarte important pentru un copil și care era important și pentru mine, am ajuns să consider anturajul ca o a doua familie, pentru că acolo eu căutam respect, cumva căutam acceptare și căutam să fiu înțeles. Singura variantă era să trăiești cât mai intens. Ne uităm la două, trei slide-uri și vedem că în timp acest copil are 18 ani și în 4 săptămâni a fumat și vedem ce modificări sunt la nivel de creier. Există, cum spuneam, acest studiu și slide-ul următor care arată că inclusiv după 2-3 fumuri ceva în creierul tău este afectat și tu poți să devii dependent. Țineți minte, chiar și un fum îți poate afecta funcțiile creierului, fie vorba de atenție, de memorie sau de concentrare.
același joint care mă făcea să mă simt bine la balul bubocilor, același joint care mă făcea să râd cu prietenii mei la școală, după aia care mă făcea să mă simt important pe la party-uri. Același joint m-a făcut să mă sui pe un bloc de 10 etaje și să mă așez pe margine și să mă uit în jos, să aștept să treacă toți oamenii pe trotuar ca să-mi fac curaj să mă arunc. Și ăla, vă zic că l-a fost unul din cele mai intense momente din viața mea. Și n-am avut curaj, mi-a fost frică de ce se întâmplă dacă o să mor. Și nu m-am gândit niciodată când am fumat primul joint, n-am crezut că acolo așa o să arate viața mea peste 6 ani. Am început să mă drogez la 14 ani și m-am drogat până la 20. Și motivul pentru care împărtășesc asta cu voi, vreau să știți, e trist că asta e un lucru care se întâmplă în viețile tuturor consumatorilor. Și noi observăm asta în centrele noastre. E trist că o persoană, odată ce începe să consume, abia când are viața complet distrusă, abia când ajunge complet zdrobit de consum, abia atunci se lasă ajutat. Până atunci, un consumator nu prea vrea ajutorul, pentru că încă îi merge. Pentru mine ăla a fost momentul când am ajuns în ultimul hal, când am zis ok, dacă există ajutor și pentru mine, îl primesc. Au fost niște oameni, pentru mine, vă zic sincer, pentru mine e o minune că astăzi sunt la o activitate cu oameni de care eu am fugit toată viața, pe care i-am bajocorit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt astăzi cu ei aici și îi respect foarte mult, vă zic din toată inima, pentru că oamenii ăștia au făcut diferența în viața mea. Mi-am petrecut ultimii ani de zile în secții de poliție, în tribunale, la parchet, în sale, în săl de judecată. Și oamenii ăștia, așa cum sunt ei, mie mi-au dat, dacă vreți, un gust plăcut pentru o viață așa cum o duc ei. Mi-au arătat că, bă, e mai mișto viața de partea asta la altă, nu unde ești tu. Și au fost oameni în toată interacțiunea mea cu ei, au fost câțiva oameni care m-au tratat cu inima, m-au tratat ca pe un om cu potențial. În continuarea acestui material, îl invit alături de mine pe domnul inspector principal de poliție, Natea Ionuț, din cadrul Serviciului Rutier Sibiu, pentru o prezentare de această dată a fenomenului consumului de droguri în traficul rutier. Bună ziua, dragi părinți, stimați profesori! Am deosebită onoare de a mă afla astăzi în fața dumneavoastră și vreau să mulțumesc pentru această oportunitate invitațiilor și organizatorilor. Vin în fața dumneavoastră să aduc un mesaj al Poliției Rutiere, o structură a Poliției Române care resimte consecințele consumului de droguri în mod rapid, imediat, în trafic, prin intermediul acelor accidente rutiere pe care suntem datori să le soluționăm. Și vin cu o rugăminte către dumneavoastră de a conlucra împreună pentru a le combate. A combate un fenomen în care și noi ne regăsim membrii ai aceleiași comunități, și noi suntem părinți, și aceste evenimente nefericite produc traume în rândul nostru. O să vă invit să urmărim într-un slide câteva imagini care surprind atât activitatea pe care noi o desfășurăm împreună cu dumneavoastră uneori, cât și efectele nefericite al acestor evenimente care sunt, din păcate, într-o creștere fulminantă, aș putea spune. Primul slide o să vă prezinte cum se desfășoară o activitate de control al structurilor de poliție rutieră. Acțiune de amploare în traficul rutier din București. Polițiștii de la rutieră și de la Agenția Națională Antidrog au efectuat razii noaptea trecută. Oamenii legii au depistat în trafic șoferi care consumaseră substanțe interzise. Aceștia riscă acum dosar penal pentru consum de droguri. Ai consumat vreo substanță, ceva? Băuturi alcoolice? Nu. Sunteți de acord să facem o testare, da? Da. Și pentru băuturi alcoolice și pentru, da? Da.
Rezultatul testului a indicat prezența în organismul șoferului a numai puțin de 5 substanțe interzise, printre care cocaină, amfetamină și cannabis. Acesta a negat însă în continuare că ar fi consumat substanțe interzise. Doamne, eu să consum ceva? Aolo, doamne! Păi ia, uitați. Eu? Uitați, testul dumneavoastră. Nu, domnule, o greșeală, îmi luați analize, doamne, ferește. La ce a ieșit pozitiv? A ieșit pozitiv la cocaină, la opiacee, la benzo și la amfetamine și așteptăm acum rezultatul de la cannabis. Toate astea le consumați și oricare vă luați? Nu, domnule, nu, doamne. Un alt șofer, proaspăt posesor al permisului de conducere, a recunoscut că a fumat o țigară cu iarbă. Asta după ce a văzut rezultatul testului. Uite, pozitiv, 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 pozitiv. Ce ai consumat? Marihuana. Acestea sunt lucrurile pe care le auzim în trafic atunci când îi găsim. Și bineînțeles, pe lângă actele procedurale pe care le întocmim și le prezentăm mai departe, venim cu un mesaj de a ști îndrepta conduita și comportamentul. Și o facem adesea și prin activități de informare și educare rutieră, unde un merit deosebit îl aveți dumneavoastră. Cei care astăzi sunteți prezenți aici, e clar că sunteți interesați și ne sunteți parteneri. Și țin, în numele colegilor mei, să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul oferit. Acestea sunt activitățile frumoase ale Poliției Rutiere, în care primim sprijinul dumneavoastră și încercăm să-i responsabilizăm. Ce însă se întâmplă acolo unde participanții la trafic nu ne înțeleg efortul comun, o să puteți urmări în slide-ul următor. 25 de ani ajunge cu mașina în stâlp la o viteză în care un tânăr în vârstă de 25 de ani ajunge cu mașina în stâlp la o viteză de 180 de km pe oră. Vă avertizăm că urmează secvențe cu un puternic impact emoțional. Potrivit surselor, tânărul care a murit în impact a fost condamnat pentru trafic de droguri. Cert este că înainte de tragedie, victima a pierdut o sumă uriașă de bani într-o sală de jocuri. Este și motivul pentru care, potrivit martorilor, s-a urcat nervos la volan. Oricât de dramatic ar fi o astfel de situație, oricât de des am întâlnit eu și ne-am pregătit pentru asta, un astfel de eveniment produce o traumă în rândul oricăruia dintre colegii care participă, oricărui polițist rutier. Statistic, lucrurile, așa cum v-am spus, sunt într-o evoluție, într-un trend unde nu ni-l dorim. Depunem eforturi și încercăm să combatem acest fenomen. Însă, oricât de mulți am fi, oricât de multe mijloace tehnice de intervenție am avea, nu am reușit fără dumneavoastră. Primim adesea apeluri în care părinți ne informează că copiilor sunt plecați la o cabană și au dat seama că au consumat substanțe și ne cer să intervenim. Să-i găsim pentru a nu își pierde viața sau a produce consecința asta asupra unui alt participant la trafic. Nu avem posibilitatea de a face mai mult decât de a-i opri în trafic și de a-i sancționa pentru asta. Însă cei care pot interveni cu adevărat și pot contribui sunt adesea părinții care au o reprezentare mai clară a conduitei. Și o să vă mai expun și aceste imagini care prezintă practic o planșă foto de la un accident rutier, imagini cu care noi ne încărcăm, iar ce ar fi recomandat să vă spun, adesea noi suntem cei care trebuie să dăm informația nefericită aparținătorilor. Iar pentru că acest fenomen se regăsește în rândul tinerilor cel mai adesea, oricât de bine am fi pregătiți, oricât de mult ne-am strădui, nu avem de cele mai multe ori cuvinte să transmitem acea tragedie. Nu există de altfel un cuvânt în text care să cuprindă toată suferința unui părinte care își pierde copilul. Și lucrul ăsta l-am căutat împreună cu dumneavoastră, dragi profesori, în activitățile la care ne-ați invitat. Vă mulțumim pentru prezența de aici. În numele colegilor mei polițiști rutieri, vă cerem în continuare o
colaborare și doar împreună vom putea combate acest fenomen. Mulțumesc frumos! Din acest moment putem trece la cea de-a doua parte a conferinței noastre, respectiv al doilea panel, care va conține prezentări de specialitate din partea instituțiilor MAI, și îl invit alături de noi pe domnul comisar șef de poliție Mihai Sebastian Vinersar, șef al Biroului de Combatere a Traficului de Precursori, Laboratoare și Culturi din cadrul Serviciului Antidrog, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate. Bună seara! Pentru început o să ne uităm la un filmuleț, după care o să discutăm. O să continuăm cu prezentarea. Să-l liniștim. Ce-a făcut în ambulanță? A încercat să distrugă mașina, a lovit în aparatură, l-am legat cu chingile din dotare și am reușit până la urmă să ajungem la spitalul de urgență Sfântul Ioan. Sunt traficant. Lasă-mă să te omor. Pare dur, nu? Așa și este. Aș vrea să facem pentru început un mic experiment. Și pentru asta o să cobor în public. Vorbim și cu audiența, cu spectatorii. Bună seara! Aveți bani? La mine nu. Acasă? Da. Mergeți și aduceți-i. Pe toți. Pot? Ba, puteți. Și o să vă duceți. Cu siguranță. A voastră? Doar verghieta? Acasă n-aveți aur? Ia merge și căutați-l. Și aduceți-l pe tot. De ce? Sunt traficant. Așa vreau eu și de-aia. Că vă zic eu. Aveți copii? Aveți fete? Da.
Vreau să le violez. Cum nu? Dar nu e după dumneata. Credeți că este după dumneavoastră? Crezi că viața e ușoară și frumoasă? Vă place acasă? Vă înțelegeți cu familia? Vreau să vă ajungeți la nebuni. Cum nu? O să ajungeți. Nu vreți? Nu. De ce? Eu sunt traficant. Aveți copii? Da? Vreau să văd cum să-mi fig în stâlp cu mașina la 200 la oră. Vreți? De ce? Dar eu asta vreau. Ca să vedeți care este mesajul unui traficant cu prima doză care oferă copilului dumneavoastră, cu primul joint, prima pastilă, nu îi spune de fapt că vrea să se simtă bine. Hai, domne, naturală. A lăsat-o Dumnezeu. Păi te mint eu? Sunt prietenul tău? Doamne ferește! De fapt, mesajul este, sunt traficant și te vreau în mormânt. Pentru mine ești o sursă de bani și nimic mai mult. Acesta este mesajul subliminal pe care orice traficant, oricât de prieten ți-ar fi, oricât de frumos ar îmbrăca mesajul, ți-l zice. Și la final îți zice, și vreau să râd de tine, că ești prost și dacă tot ești la camera de gardă, mi să fac poze cu tine. De ce nu să le postăm pe Facebook? Și dacă, Doamne ferește, mai și scapi, vino, că mai am marfă. Acesta este mesajul unui traficant. Și am vrut să experimentați și să știți, când vă uitați în ochii copiilor, ceea ce îi transmite, de fapt, traficantul copilului, fiecărui copil. Acum, mesajul adevărat din partea noastră este că copiii noștri sunt perfecți așa cum sunt și asta trebuie să le explicăm. Da? Toată lumea iubește așa cum sunt. De la mamă, de la tată, de la preoți, de la dascăli. Da? De aia suntem noi aici. Să le spunem că iubim, să le fim alături. Ei nu au nimic de altceva în plus. Tinerețea nu le-o fură nimeni. Și trebuie să fie conștienți că trebuie să o trăiască liberi de orice îngrădire și de orice suferință a lor sau a familiei. Toată lumea mă întreabă de ce îmi pasă. Și eu am fost tânăr, la fel ca și ei. Și am avut aceleași provocări. Dar am ales să merg pe partea cealaltă, să conștientizez. Am avut un părinte care m-a îndrumat și m-a trimis la școală. Culmea, sunt și sibian. Sunt de-al vostru și am ajuns în poziția asta pentru că am muncit și am vrut să fac o schimbare și să vedeți că se poate să fim alături de ei. Polițistul jură la final de școală că o să vă apere cu prețul vieții. Ce poate fi mai frumos pentru oricine? Cât de mult te poate iubi cineva încât să-și dea viața pentru tine? Dacă nu polițistul care jură în fiecare zi când pleacă la muncă și nu știe dacă vine acasă la familie și copii ca să te apere și să-ți fie alături. Aș vrea să invit unul dintre părinți aici lângă mine, oricare, nu știu, curaj, că vreau doar să vedeți ceea ce văd și eu. Este un scurt moment, doar un scurt moment. Sau, dacă nu vin eu, facem același experiment. Și vreau să vă întreb un singur lucru. Dacă sunteți doritoare. Vă rog. Am fost... Uităm în sală și zim ce vezi. O mulțime de oameni curioși și captivați de discursul dumneavoastră. Știi ce văd eu? În ochii fiecăruia? Speranță. Asta văd. În ochii tuturor. Speranța
că noi o să vă apărăm și o facem. Suntem neobosiți. În acest timp în care eu vorbesc cu dumneavoastră, colegii mei sunt pe străzi și încearcă să facă lucrul ăsta. Ce poți să-i ceri unui om decât să se împartă, să facă totul, fără să se gândească la el și la viață și la sănătate? Nu vă zic lucruri mari. Da? Dar haideți să înțelegem. Toți au de legale. Toată lumea este legal, legal. Sunt legale. Și copiii noștri au pus semnul egal între legale și că nu fac rău. Acestea fac cel mai mare rău. Da? Faptul că momentan nu sunt prevăzute de lege, aia nu înseamnă că pericolul și faptul că distrug vieți nu este real. Da? Fiecare persoană reacționează diferit. Când consumă bere, dar aminte când consumă o substanță chimică necunoscută, cu o concentrație necunoscută, care a făcut-o un chimist, pseudochimist, că nici măcar studii n-are. Copiii noștri cred într-o falsă integrare dacă fumează un joint sau fumează țigări sau merg la bere. O falsă integrare cu ceilalți, în grup, să fie popular, să fie împreună cu grupul. Da? E doar senzația drogului care îl face să creadă că ești acceptat și faci parte din grup. Nu ești. Ești doar o vacă de mulți. Ești doar un om care trebuie să cotizeze, să-i dea bani traficantului, că ăsta este scopul lui. Da? Prietenii care vor asta doar vor să îți ofere un drog, e prietenul tău cel mai bun. O fac asta doar ca să-și asigure ei consumul, pentru că n-au bani și tu ești prost și ai bani de acasă. Asta trebuie să înțeleagă ei. Și dealerul, el te-ar minți în toate felurile și în toate modurile. De ce n-ar face-o? Că doar vrea să-ți ia banii, nu? E un foarte bun vânzător. Și nu e chimist. Da? Concluzia. Dacă ai prieteni binevoitori, schimbă-ți anturajul. Da? Un om păstrează cu 7-10 oameni maxim legături strânse. Imaginează-ți câți oameni vor să te cunoască, să știe cât de special și de bun ești și de extraordinar ești. Ești perfect așa cum ești și ești iubit adevărat de cei care te îndeamnă la lucruri bune și să faci ceva notabil. Sloganul nostru: sunt traficant, lasă-mă să te omor. Trebuie să înțelegeți și să-l transmiteți mesajul ăsta subliminal copiilor. Că într-un final orice traficant își asumă când îi dă copilului dumneavoastră drogul că se poate întâmpla asta și vi-l poate răpi de lângă dumneavoastră. În continuare am să vă prezint o speță care a fost făcută de către noi, Serviciul Antidrog Central. Privind operațiunea pe Telegram, este foarte popular ca toți copiii să stea pe Telegram. Da, este atracție foarte mare, avantaje oferite, gratuit, foarte rapid, pe telefonul mobil, anonim, că nu pot fi interceptate, fals. Așa cred ei. Da? Win-win, e acces facil, dealerul își vinde marfa, sistem de review-uri, disponibilitate foarte mare la nivel de țară, să nu credeți că Sibiu a scăpat. N-a scăpat nimeni. Da, până la 10.000 de utilizatori. Foarte mult. Și am identificat foarte repede grupurile și am intrat și noi pe grupurile acestea și am văzut comportamentul lor, cum fac, ce fac, ce vorbesc. Am stabilit rețeaua. Între useri, care sunt cei care vând. Da? Și funcționează ca o piață. Ei posteau oferte, tipuri de droguri, consumatorii pur și simplu cereau dacă este cineva în zonă și poate să-i ofere. Făceau review-uri, aceștia, dealerii, plăteau și cotizații la administratori. Da? Rulaj între 5.000 și 10.000 de mesaje la fiecare 24 de ore. Imaginați-vă ce înseamnă să stai să le citești pe Telegram toate astea, că toată lumea folosește poate Telegram, da? Cam asta este. Frate, 3MC nu e legală. Opriți, da?
îți dă energie, euforie, distracție. Asta gândeau ei, euforie, distracție. Ce se poate, ce putea să se vândă, ketamină, tot ce credeți că găsiți sau nu găsiți. Ce subiecte de conversație aveau, modul de consum, cum să se ferească de poliție, care ar fi investigatorii și colaboratorii, da? Deturnarea din circuitul legal al farmaceuticilor, de pe Darknet, ceea ce e la modă. Toată lumea vrea de pe Darknet. Cam astea erau mesajele lor care le puneau cu tipuri de droguri, prețuri, unde, cum, când. Foarte interesant, foarte rapid, foarte succint. Aveam aici instrucțiuni ce să facă, cum să vorbească, ce să vorbească. Da? Foarte, foarte multe mesaje. Am identificat dealerii, între 10-15.000 de membri, am participat activ la discuții cu ei, am jucat rolul consumatorului interesat. Au fost foarte încântați dealerii, cum să nu? I-am căutat pe cei mai activi, cei mai vizibili, am găsit legăturile între ei. Foarte multă, foarte multă muncă. Cam astea erau discuțiile între noi și ei, cu diferiți dealeri. Aștia sunt doar 4, da? Mi s-a confirmat că vând substanțe psihoactive, probarea activității lor infracționale, identificarea lor. Să nu credeți că au scăpat de toate categoriile, toate vârstele, preponderent ce tineri, ați fi surprinși, minori, preponderent. Mulți, suficienți. În momentul în care aceștia postau anunțuri, îi abordam prin mesaje, da? Negociam prețul. I-am investigat, am anunțit și am stabilit legăturile între ei. După ce a văzut că suntem de încredere, că au cumpărat și n-au pățit nimic, am aflat mai multe. Și mai multe. Și am identificat, am arestat 16 pe care i-am probat în prima fază, atunci, pentru diferite infracțiuni. Da? Trafic de droguri, deținere de arme, conducerea vehiculelor sub influența altor substanțe, pornografie infantilă, că tot vorbea domnul subprefect. Probarea infracțiunii de inițiere, constituire, aderare la grup infracțional organizat, copii, da? Tineri de-ai noștri. Utilizatorii, fără să se ascunde, profitând de falsul sentiment de anonimitate, au dezvăluit relațiile și de coordonare între ei. Am prins foarte multe cantități de droguri și armament. Am obținut conturile administratorilor și am reușit să controlăm noi canalele și să le închidem. Am și mediatizat prezența noastră pe grup. N-am fost foarte încântați, vă dați seama, și mulți ziceau, a stricat-o și pe asta. Parcă nu eram vinovați, nu ei că făceau chestiile astea. Unii ne susțineau, alții triști, supărați că nu mai au de unde să-și procure drogurile. Da? Și mesajele de rigoare. Și ca să vedem, mai avem un filmuleț, era un filmuleț, cu un laborator care l-am găsit în Vâlcea. Ca să înțelegeți, pericolul etnobotanicelor, ele sunt resturi vegetale care sunt prășteate pe jos, stropite, nimeni nu știe în ce cantitate, ce concentrație, amestecate, Dumnezeu știe cum, repuse în plic și nu știu copiii noștri ce fumează, cum fumează, în ce concentrație și de asta avem aceste probleme la camera de gardă. Și niciodată nu știm cum reacționează corpul nostru la un drog. Ăsta este mesajul. Traficantul urmărește doar banii, doar să ne facă rău. Nu interesează cine și ce facem noi și ce suntem, cine suntem. Și drogurile au un efect asupra noastră pe care niciodată nu-l putem bănui. Da? Nu uitați că suntem aici și vă iubim. Veniți către noi. Ce putem face mai mult? Vedeți, sunt ținute în cutiuțe, amestecate, spreiate și amestecate. Doar ei știu cum. Aici am terminat, da? Urmează.
spiric, fragmentele vegetale, acizi, alcool și prafurile. Și plicuri gata ca să le expedieze. Deci nu sunt chimiști și nu sunt prietenii copiilor noștri. Oricât de dur ar părea mesajul, este realitatea din punct de vedere al unui traficant care vor să vă fure copiii. Mulțumesc! Vă mulțumim! Îl invităm alături de noi pe domnul Sorin Stănică, directorul Institutului de Cercetare și Prevenirea Criminalității. Mulțumesc frumos! În primul rând, vă spun și eu bună seara și vă rog să-mi permite să mulțumesc în primul rând dumneavoastră. Mă surprinde extrem de plăcut prezența numeroasă din sală. Mărturisesc că sunt a doua oară în această sală. Prima dată am fost acum aproape 10 ani la un eveniment de cyber. Doresc să mulțumesc, desigur, organizatorilor. Este o inițiativă excepțională și consider că este genul de eveniment care nu poate, ci sigur va contribui la prevenirea acestui fenomen care, din păcate, tinde să lovească din ce în ce mai tare în copiii noștri. Și dați-mi voie, cu permisiunea noastră a tuturor, să-i mulțumesc colegii mele din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității din Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, care știu cât de mult s-a implicat în acest eveniment și nu doar în acest eveniment, în tot ce înseamnă munca de prevenire a criminalității în județul Sibiu. Și acum urmează să intru în subiect. Și vă spun că n-am venit cu niciun discurs pregătit și partea noastră de prevenire este cea care ar trebui să acționeze, ca să zic așa, să-i lasă pe colegii mei de la combatere fără obiectul muncii. Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta. Privesc acum către dumneavoastră și văd emoția pe care a creat-o colegul meu cu prezentarea pe care a susținut-o și cu mesajul foarte puternic pe care l-a transmis. Din fericire, avem posibilitatea noi toți care suntem aici și nu doar noi care suntem aici, toți adulții, pentru că vorbim foarte mult de flagelul care afectează copiii în momentul de față. Haideți să fim un pic realiști. Copiii n-au început să consume droguri de ieri de azi. Dar a vorbit, cred că domnul vicepreședinte, mai devreme de conferința de cyber la care a participat, am avut plăcerea să fiu și eu astăzi acolo, și internetul, într-adevăr, a exacerbat foarte tare nu atât consumul, ci mediatizarea lui, ci posibilitățile, așa cum foarte bine a prezentat cazul de la final colegul meu, posibilitățile de acces ale copiilor la droguri. Din păcate, aceste fenomene se întrepătrund și siguranța copiilor noștri depinde de modul în care comunică cu dumneavoastră, cu adulții din jurul lor, cu noi, părinții, depinde de modul în care aleg să utilizeze internetul, de modul în care își aleg prietenii, de modul în care interacționează cu oricine din mediul lor apropiat.
Și mesajul pe care eu vreau să vi-l transmit astăzi, din perspectiva noastră a prevenirii, este că avem soluții. Cea mai importantă dintre ele este aceea parteneriatului, pentru că e ușor să vii să spui atunci când se întâmplă un eveniment, poliția e de vină sau poliția n-a făcut nimic sau poliția ce face. E ușor să vii să spui părinții sunt de vină, părinții ce au făcut, părinții de ce n-au făcut. E ușor să vii să spui dacă evenimentul are loc într-o unitate de învățământ sau este legat de o unitate de învățământ, profesorii sunt de vină, nu l-au supravegheat, nu i-au supravegheat, nu și-au făcut datoria. În realitate, marea majoritate dintre noi facem lucrul ăsta zi de zi, ne facem datoria. Dar, pentru a avea efectul maxim, pentru a obține și mai mult și pentru a genera securitate pentru copiii noștri, este foarte important parteneriatul dintre noi. Colaborarea este, din punctul meu de vedere, soluția. Trebuie să ne gândim ce îl împinge pe un copil să se îndrepte către consumul de droguri. Au fost menționate elemente legate de dependența psihică. Deja, în momentul în care un copil ajunge la dependență psihică, avem probleme foarte mari. Cum, care sunt soluțiile pe care trebuie să le găsim să nu se ajungă acolo? Și soluția este că fiecare dintre noi trebuie să comunicăm mai mult cu copilul. Soluția este că trebuie să ne educăm pe noi înșine. Înainte de a vedea ce trebuie să facă acel copil, trebuie să vedem fiecare dintre noi ce să facem noi pentru acel copil, pentru copiii din jurul nostru, în general, în societate. Trebuie să ne educăm pe noi înșine, trebuie să înțelegem care sunt mecanismele care pot conduce la astfel de situații. Dacă un copil greșește, nu trebuie să-l stigmatizăm. Din contră, trebuie să fim suportul de care are nevoie în fiecare zi. Și lucrul ăsta trebuie să-l facem fiecare dintre noi atunci când interacționăm cu copilul. Mă întorc din nou la utilizarea internetului. Din păcate, copiii noștri se nasc conectați la internet. Sunt de părere că este o situație care are tendința să alieneze cumva emoțiile copiilor. S-a vorbit foarte mult și colegul meu sunt convins că a provocat foarte multă emoție prin prezentarea lui. Conectarea la internet pentru copil de la vârste fragede are această, din punctul meu de vedere, are această capacitate de a aliena emoțiile, nu mai înțelege. Ori comportamente de tipul copilul meu e cu minte în casă pentru că stă pe telefon sau pe laptop, pot să-l aducă fix la traficantul de care a vorbit colegul meu mai devreme, pentru că nu își mai gestionează în mod corect emoțiile, nu mai găsește cale de comunicare cu părintele și atunci se va îndrepta către altcineva. Nu găsește cale de comunicare cu profesorul de la școală, atunci se va îndrepta către altcineva. Vine și ridică problema la unul dintre colegii mei și nu este ascultat, se va îndrepta către altcineva. Ori, repet și cred că aș putea să spun de 100 de ori și în continuare nu există, din punctul meu de vedere, altă soluție decât aceea a parteneriatului. Desigur, m-am referit aici la trei actori principali din viața unui copil, dar în realitate, absolut, orice partener și salut cu această ocazie și colaborarea pe care știu că au colegii mei cu ONG-urile implicate în acest domeniu și în mod special cu organizația Teen Challenge. Nu cred că am greșit, nu? Desigur că toate organizațiile și, din nou, salut implicarea autorităților locale, fiecare dintre noi
în atribuțiile noastre, să, dacă pot să spun așa, atunci când interacționăm cu părinții, avem datoria să facem maximum posibil astfel încât copiii noștri să fie în siguranță. Este o onoare pentru mine să fiu aici alături de personalități importante care sunt convins că vor avea mesaje puternice de transmis. Este un alt element pe care mă bucur să-l regăsesc la această activitate cu dumneavoastră, pentru că în fiecare zi copiii au nevoie de modele. Și dacă vor găsi alături de ei modele pozitive, vor urma aceste modele pozitive. Dacă nu vom avea noi capacitatea de a le prezenta aceste modele pozitive, vor găsi în altă parte, din păcate, modele negative pe care le pot urma. Este foarte important, așa cum spuneam, în permanență și comunicarea cu copiii. Cred că acestea sunt cele mai importante lucruri pe care le putem fiecare dintre noi face. Nu am, mie, de când sunt ofițer la prevenirea criminalității, am afirmat întotdeauna, nu avem, în general, polițiștii soluții magice. Soluția este, de fapt, la fiecare dintre noi. Și cuvinte precum comunicare, precum educare, precum prezentare de modele, sunt lucruri cât se poate de simple, cât se poate de la îndemâna fiecăruia dintre noi, pentru a genera acest efect pozitiv maxim în viața unui copil. Sunt convins că marea majoritate dintre copiii noștri nu sunt consumatori de substanțe interzise. Din păcate, apariția internetului a adus și aceste efecte negative. Nu sunt dușman, ca să zic așa, din contră, apreciez foarte mult beneficiile pe care le avem, apreciez foarte mult utilitatea, dar în continuare sunt de părere că absolut tot ce este în viața unui copil trebuie folosit astfel încât să înțeleagă, să conștientizeze unde sunt limitele. Este foarte important să stabilim limite. Dacă nu le va găsi în comunicarea cu noi și în interacțiunea cu noi, s-ar putea să le găsească în interacțiunea cu drogurile, în interacțiunea cu diverse provocări pe internet, în interacțiunea cu diverse persoane cu care vor intra în contact. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație. Să știți, la noi, la prevenirea criminalității, unul dintre elemente prin care noi încercăm să ne evaluăm activitățile este acela al prezenței oamenilor alături de noi. Și mă bucur foarte mult încă o dată și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Mă bucur foarte mult că ați venit într-un număr mare la această activitate. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim! Parte din organizația Teen Challenge România, Georgiana Drăgan Moldovan, fostă dependentă de droguri, acum o viață liberă, fără dependență, de aproape 14 ani. O invit alături de mine în calitate de director al House of Joy, centrul Teen Challenge România, și cred că invitații și eroii ei îi vor veni alături. Bună seara, vă spun și eu. Într-adevăr, reprezint organizația Teen Challenge din România în calitate de director la centrul de fete House of Joy.
Iar misiunea organizației noastre este recuperarea tinerilor cu probleme de dependență. Ne bucurăm din inimă să fim parte la conferința Da vieții fără droguri, este a doua oară când participăm. Ne bucurăm că acum suntem alături de personalități valoroase de la noi din țară, de fiecare dintre dumneavoastră. Asta arată interesul față de fenomenul consumului de droguri și sperăm ca prin informațiile pe care le vom aduce să aducem conștientizare. Pozele de la intrare, galeria cu poze de before and after, sunt poze cu oameni frumoși care au fost în programul nostru de la Teen Challenge și pe care Dumnezeu i-a eliberat din robia dependenței de droguri, care au acum o viață liberă, care trăiesc frumos, au un scop și au un destin. Și sunt puțini în pozele acestea, sunt cu mult mai mulți cei care au trecut prin programul nostru. Ne bucurăm mult să le putem fi de ajutor și să vedem cum familiile sunt restaurate. În același timp suntem conștienți că pericolul drogurilor în țara noastră a atins cote alarmante, în special în rândul adolescenților. Și dacă la ediția trecută i-am avut cu noi pe Lucian și pe Alexandra, le-ați văzut mărturiile video, acum avem bucuria să fim cu doi adolescenți curajoși, absolut incredibili, care au trecut prin experiența dureroasă a consumului de droguri și care sunt acum ca să împărtășească cu dumneavoastră poveștile lor. Sunt însoțiți și de mamele lor și vreau să-i încurajăm cu aplauzele noastre. Alexei și mama lui și Iasmina alături de mama ei. Mai întâi o să ascultăm povestea lui Alexei și apoi povestea Iasminei. Alexei? Bună seara, vă salut. Eu sunt Alexei, am 17 ani. Și am fost dependent de droguri 3 ani de zile, de metamfetamină, mai exact. M-am apucat la 13 ani, din dorință de afirmare și să fiu cool și recunoscut. Într-o zi după școală, colegul meu, am mers la el acasă și fratele său a venit în bucătărie și a aprins un joint. Primul meu instinct a fost să plec. Dar ceva în mine a zis, frumează, nu fi fraier. Am fumat, mi-a fost foarte rău și am zis că chestia asta nu e pentru mine. Făceam și fotbal de performanță, am făcut fotbal 5 ani de zile și am zis că n-are rost să-mi distrug cariera mea de fotbalist pentru chestia asta. Dar ceva, na. Și mie îmi plăcea și să fiu, să ies în evidență și să fiu altfel decât copiii de vârsta mea. Și mă uitam, ascultam muzică, trap, rap, techno și vedeam în videoclipurile alea ce bani, ce droguri, femei, mașini și am zis că, uite, fac chestia asta și de ce să muncesc ca un om normal când pot să fac chestia asta și să îmi meargă bine. Dacă ei pot, de ce eu nu? Și am tot cochetat cu ideea asta și am ajuns la un moment dat să ajung în situația să fumez iară. Și am fumat cu gândul că o să fie diferit. Și chiar a fost, mi-a plăcut și am început să fumez. Ba la o petrecere, ba pe afară. Și îmi plăcea chestia asta. Mă cunoștea lumea, am ajuns să stau cu băieți mai mari ca mine, să vând droguri pentru ei și deja creștea la ce îmi doream eu când m-am apucat. Apoi am dat de metamfetamină, care mi-a furat cam ultimul an jumate din viața mea. Am ajuns să fiu depresiv, anxios. La 1,85 aveam 58 de kilograme, eram tot timpul agresiv. Eram paranoic când ieșeam în fața blocului și afară, credeam toată lumea care ceva cu mine. Dar, pe de o parte, nu voiam să mă las, pentru că îmi plăcea când consumam, dar după când nu mai aveam droguri, nu mai îmi plăcea. Și am tot încercat, am fost la psihiatrie, mama m-a sechestrat și în casă, na, și nu prea mai îmi plăcea chestia asta. Și, na, mi-am propus să merg la Teen Challenge, am fost, e un program pentru minori de 3 luni, iar pentru majori un an, nu ai voie telefon, acolo am învățat să mă comport ca un om normal, să am niște principii, să mă dezvolt cum trebuie, să fac ce fac unii părinți pentru copiii lor, adică toți părinții, de fapt, pentru copiii lor când vin acasă. Le fac de mâncare, muncesc pentru ei și asta am învățat și eu și, na, cam asta a fost povestea mea.
Vă mulțumesc. Bună seara, sunt Tatiana, mama lui Alexei. Am ceva emoții și Alexei m-a avertizat să nu cumva să plâng, să-l fac de râs, așa că va trebui să încerc să vorbesc cât mai coerent. Acum 2 ani nu m-aș fi gândit că o să fiu aici vreodată, în această sală, în fața atâtor persoane. Suntem o familie absolut normală, unită, cu servicii, care merg o dată pe an în concediu, care merg la sat, la muncă, avem o gospodărie. Apoi, lucrurile, toate lucrurile în viața noastră s-au schimbat încet, nu mi-am dat seama imediat, deși eu lucrez de acasă și ar fi trebuit să observ mult mai repede. Am observat zi de zi că starea lui se schimbă, doar că eu și soțul meu așa tot vorbeam unul cu altul și ne încurajam și credeam că e vorba doar de adolescență, de schimbările adolescenței. Era mereu retras, de fiecare dată când venea acasă se retrăgea repede în camera lui, să nu stea cu noi de vorbă, să nu-l vedem. Programul lui de somn era total haotic, din nou am zis că e adolescent, a intrat în clasa nouă, hai să mai tolerăm stresul examenului. Slăbise foarte mult, la început nu mi-am dat seama, n-am zis că asta ar fi un semnal de alarmă pentru că el tot timpul a fost slab, dar era atât de slab încât mă zgâriau coatele dacă îl atingeam. Cea mai mare și dramatică schimbare a lui a fost la nivel psihic, pentru că vorbeam uneori cu el și încercam să explic anumite lucruri sau vorbeam așa lucruri normale pe care le vorbește un părinte, o mamă, copilul ei, și mă uita la el, se uita cu o privire în gol și mă gândeam, zic, Doamne, eu acum descoper că eu am făcut un copil cu retard. Zic, copilul ăsta nu judecă, e în clasa nouă acum și eu acum descoper lucrul ăsta. Pur și simplu avea o nepăsare și o atitudine foarte degajată și rece de tot ce îi se întâmplă. Eu îi spuneam de școală, de ce ar trebui să învețe, de poate să se gândească la o meserie și așa mai departe. Și el îmi spunea în permanență că eu o să fac bani din ori, eu o să fac bani, o să am bani, nu știi tu. Și mă gândeam, zic, băi, da, nu știu că bani poți să faci doar pe o singură cale în viața asta, dacă vrei să fie bine. Și, în fine, la un moment dat am contactat o fată care știam că o să-mi spună mai multe, pentru că nu-mi plăcea nimic din ce văd în casă, în atitudinea lui, în modul lui în care se antrena, la antrenamente nu mai mergea, dormea în vestiar. Și fata asta mi-a povestit tot, lucruri la care eu nu m-aș fi gândit, nu m-aș fi gândit niciodată, mi-am închipuit, nu știam. Acum ați doxă în droguri, știu foarte bine toate clasele de droguri, efectele lor. Știu cum îi se vrajul la fiecare clasă de droguri, la vremea aia nu știam. Și l-am sechestrat în casă o lună de zile, s-a nimerit, a fost și soțul acasă, că altfel n-aș fi putut să fac asta singur. O lună, amândoi, eu lucrând de acasă, a fost simplu, soțul meu 2 săptămâni, am dormit cu cheile sub pernă, în fiecare noapte îl urmăream să vedem să nu se arunce pe geam reacțiile sevrajului. După o lună în mintea mea mi se părea că totul e bine, gata, s-a terminat, am trecut de problemă. Am început să-l duc la școală, în fiecare zi îl aduceam, el în casă mai stătea, nu ieșea foarte mult afară. Până, deci cam din februarie l-am sechestrat până în martie și din martie până la sfârșitul anului școlar, în iunie, l-am dus la școală, iar el, în iulie, am prins de veste că a reluat consumul. Găseam în permanență în casă șervețele de nas pline de sânge. La vremea aia m-am gândit din prima despre ce-i vorba, apoi mi-am dat seama și am citit că, da, dacă tragi pe nas, primul lucru sângerează. În permanență își trăgea nasul, buzele erau uscate. Din februarie, de când am descoperit despre droguri și până când l-am dus la centru Teen Challenge în octombrie, m-am documentat foarte mult, așa am aflat că există Teen Challenge, așa am aflat de complexitatea programului, pentru că programul a fost creat în America în anii 1950, are printre cele mai mari rate de succes de reabilitare. Înțelegerea noastră a fost că stă 5 luni în program și se întoarce să reia cursurile ca să termine școala cumva, clasa 10, vreau să spun. Apoi am avut o binecuvântare, ca să zic așa, acceptat să termine programul lung de adulți de un an de zile, a repetat, repetă clasa 10-a. Iar acum stăm în sfârșit împreună, toți trei, la televizor și nu se mai ferește de noi, chiar dacă nu tot timpul ne uităm la același film, poate fiecare stă pe telefon, dar suntem în permanență împreună și
Și cam atât, nu știu ce să vă mai spun. Vă încurajez să fiți foarte atenți la copiii dumneavoastră și cam atât. Bună seara, sunt Iasmina, am 16 ani și sunt din Timișoara. Am avut o experiență cu drogurile timp de aproximativ un an de zile, timp în care nu am conștientizat că am o dependență. Despre contextul familial vă pot spune că provin dintr-o familie bună, cu niște părinți iubitori care au investit în mine. Despre copilăria mea, am avut o copilărie în care nu am dus lipsă de nimic. Însă, având momente în care m-am simțit neiubită și neînțeleasă, având un gol în inimă, neștiind de ce. În adolescență, având prieteni și colegi care consumau ocazional droguri, se afla că într-o seară mă aflam la o petrecere, abuzând pentru prima dată de o cantitate mare de alcool. O persoană de acolo m-a văzut, mi-a spus care să-mi dea ceva bun, care mă va scoate din starea aia. Fiind sub influența alcoolului, am acceptat, ne stăm prea mult pe gânduri, iar acesta a fost primul meu contact cu metamfetamina. Despre seara respectivă vă pot spune că mi-a fost foarte rău, am ajuns să nu mai fiu conștientă de ceea ce se întâmplă cu mine, promițându-mi că nu mă voi mai atinge de droguri, însă, din păcate, n-am putut să mă țin prea mult de promisiunea pe care mi-am făcut-o, cunoscând un băiat care nu era din anturajul meu, de care am ajuns să mă îndrăgostesc, care îmi promitea fericire, iar eu am ajuns să-mi creez un refugiu din relația cu el, ajung să mă cer cu părinții mei, să plec de acasă, să-mi amanetez bijuteriile, să fiu căutată de poliție. Această așa zisă dragoste era combinată și cu consumul de droguri, deoarece și acest băiat consuma fiind o relație toxică. Am ajuns să fiu bătută și manipulată de el, ca într-o zi, când am decis să fug cu el de acasă, mama mea, care era în stadiul de disperare, a anunțat poliția, deoarece acest băiat provenea dintr-o familie destul de cunoscută și periculoasă. Poliția, găsindu-mă destul de repede, chiar la el acasă, fiind drogată și nedormită de câteva zile, mama... Fiind în stadiul de disperare, ba mai mult am ajuns să fiu și violentă cu ea, a luat decizia de m-a interna într-un spital de psihiatrie, acolo dându-mi se mai multe diagnostice și un tratament psihiatric foarte puternic care m-a făcut să devin o legumă la propriu și creierul nu mai funcționa bine. Așa am ajuns ca la vârsta de 16 ani, în urma mai multor decizii proaste, să îmi distrug sănătatea, să fiu în punctul de a-mi pierde anul școlar. Însă părinții mei nu și-au pierdut speranța și printr-o cunoștință au aflat de centru Teen Challenge. Foarte greu m-a convins să merg acolo. Pe drumul dintre Timișoara și București am încercat să le explic, eu n-am nicio problemă, că n-am de ce să mă duc acolo. Mama luând o decizie fermă, punându-mă să aleg între centru sau protecția copilului. Bineînțeles că am ales centru și vă pot spune că este cea mai bună decizie pe care am putut să o iau, deoarece aici mi-am făcut o relație cu Dumnezeu care m-a ajutat să-mi dau seama de cine sunt și ceea ce pot să fac, iar activitățile de acolo m-au ajutat să mă vindec de tot trecutul meu. Aceasta este povestea mea și vreau să vă spun că dacă există o persoană care se află prin așa ceva, să știe că există speranță și persoane care îi pot ajuta. Bună seara! Am emoții foarte mari. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Georgiana Drăgan Moldoveanu și domnului Cătălin Baciu pentru tot sprijinul și ajutorul pe care ni l-au oferit. E foarte greu ca și părinte. E foarte greu ca și părinte să asculți mărturia și durerea prin care copilul pe care vezi totul, să stai seama cât a suferit. A suferit foarte mult. Dar eu, ca mamă de adolescentă, îi sunt alături și voi fi tot timpul, o voi susține
în orice decizie bună pentru ea. E un copil minunat, un copil care a avut rezultate bune la școală. Un copil de la care aveam așteptări. Un copil la care i-a lipsit prezența noastră ca și părinți. Prezența noastră fizică. Am luptat, am lăsat-o fără noi, fără prezența noastră fizică. De dimineața până seara, ce i-a fost greu să accepte că nu suntem acolo și prin faptul că noi nu am fost, s-a refugiat în droguri. Droguri care au îndepărtat-o de noi ca și familie, de frații ei. Droguri care i-au luat tot. A fost foarte greu ca și părinți să acceptăm că avem un copil dependent și nu un consumator. Ea nu era un consumator, era un dependent de droguri. Totul a început în urmă cu un an, când eu mi-am dat seama și am spus soțului, Iasmina se droghează. El a refuzat să creadă. A refuzat să creadă și în momentul când ea se afla la NPI sedată, ca să o liniștească, pentru că noi nu ne mai puteam înțelege cu ea. Și în momentul când eram în drum spre București, mi-a zis, Ioana, nu o lăsăm acolo. Ba da, pentru că acolo e cel mai bine pentru ea. O durere pe care, ca părinte, nu poți să o explici. O durere ca mamă care nu-și dorește decât copilul să fie salvat, să fie salvat de droguri. A fost foarte greu să luăm decizia de a o duce, de a nu o auzi, de a nu o vedea. Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat, ne-a dat puterea de a înțelege că așa e cel mai bine pentru ea. Au fost clipe de durere nu doar ca și părinți, și ca și frați mai mici, care nu înțelegeau ce se întâmplă cu ea, de ce nu e alături de noi, de ce trebuie să fie așa departe. Dar mă bucur că astăzi am reușit să fiu aici alături de ea, să o văd pe Iasmina, fata mea. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru lupta pe care o duceți. Aș vrea să mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au susținut și au fost alături, inclusiv școala, care a înțeles că Iasmina trebuie să fie departe. Îi mulțumesc ei că e un copil minunat și îl așteptăm acasă. Mulțumesc frumos! Adevărul e că m-au emoționat atât de tare încât nu-mi găsesc cuvintele, deși povestea lor este una cu final fericit. Adevărul este că au trăit o adevărată dramă. Au trăit o durere de neimaginat și, din păcate, aceeași durere o împărtășesc mult prea multe familii din țara noastră. Prin aceeași durere au trecut și părinții mei în urmă cu mulți ani, când și-au văzut cei doi copii, pe mine și pe fratele meu, care de la doi copii frumoși, olimpici, premianți, cu perspective pentru viitor, au ajuns să se piartă după ce au început să consume droguri. Aveam 17 ani când am fumat pentru prima dată marihuana și nu credeam atunci că o să intru pe un drum absolut oribil, care mă va distruge și care mă va face să provoc multă durere în jurul meu, în special mamei mele și tatălui meu. De la consumul ocazional de marihuana de 3 ani, am ajuns în cele din urmă să consum heroină și să o folosesc injectabil. A urmat 5 ani de chin, 5 ani cumpliți, în care mama mea m-a văzut în ipostaze de neimaginat. I-am furat toate lucrurile din casă de valoare, le-am amanetat.
banii de pe card. Am adus-o în stadii în care nu mai știa ce să facă. Se punea în genunchi în fața mea și mă ruga să mă las de droguri, să fac ceva. A văzut cum își pierde copiii, cum fugeam de acasă, mergeam și stăteam pe străzi, dormeam prin scări de bloc, cerșeam bani și nu mai aveam absolut nicio speranță. Mi-aduc aminte că eram în ultimii ani de consum, în special în ultimul an, am avut câteva internări la spital la dezintoxicare și medicii mi-au zis că cel mai probabil sunt irecuperabilă. Și nu-i condamn, pentru că și eu credeam că sunt irecuperabilă. Am fost diagnosticată la psihiatrie, mi s-a dat tratament și mi s-a sugerat să-l iau până la sfârșitul vieții, pentru că altfel nu o să mai pot funcționa niciodată ca un om normal. Aveam halucinații în fiecare noapte, aveam 24 de ani și nu mai puteam să dorm noaptea singură, pentru că halucinam. Aveam episoade psihotice din cauza consumului de droguri și chiar am fost la punctul în care să mi se amputeze piciorul drept din cauza că m-am îmbolnăvit, pentru că mă injectam în picior. Efectiv, eram complet lipsit de speranță, complet lipsită de speranță și îi mulțumesc lui Dumnezeu că totuși El a avut speranță pentru mine. Și în viața mea și a fratelui meu, speranța a venit tot prin programul Teen Challenge România, prin Cătălin și Oldița Baciu, care sunt fondatorii acestei organizații la noi în țară și care l-au ajutat mai întâi pe fratele meu în anul 2007, iar după 2 ani, în anul 2009, am mers și eu la rândul meu într-un program terapeutic pe termen lung din Câmpina, iar anul acesta se împlinesc 14 ani de când am o viață nouă, viață liberă, sunt căsătorită. Și începând din anul 2015, de când Teen Challenge România a deschis primul centru de fete, m-am dedicat cu toată inima, cu tot ce sunt și cu tot ce știu, pentru a readuce speranța în viața altor familii care trăiesc aceeași durere. Yasmina a fost la noi în program, va termina duminica aceasta programul și am bucuria să-i fi fost și mentor și consilier în cadrul programului și este o mândrie atât de mare pentru mine să văd cum a vorbit astăzi, fiind prima oară când ea împărtășește o mărturie în fața unui public. Dar cu toate acestea, noi suntem dintre puținii care reușesc și care au reușit. N-aș vrea să vă las cu sentimentul că dependența este ceva ușor, care în cele din urmă se poate rezolva, deși așa este. Dar, dacă îmi puneți, vă rog, slide-ul 2, aș vrea totuși să vă dau așa câteva date privitoare la consumul de droguri. Cel puțin unul din 10 români cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani a consumat droguri măcar o dată în viață, de la noi din țară. Și este adevărat că rata de succes a programului Teen Challenge România în rândul celor care termină este de peste 90%. Ne bucurăm cu asta, ne mândrim într-un mod zmerit cu asta. În același timp, realitatea e că noi avem 3 centre, 2 de băieți, 1 de fete și o capacitate de 40 de paturi. Gândiți-vă ce capacitate mică față de realitatea problemei de la noi din țară. Ne bucurăm că suntem aici cu părintele Necula, cu domnul dr. Holger Lux de la Asociația Crucea Albastră. Noi împreună suntem parteneri în Federația ROSAC și împreună cu alte organizații membre în această federație, cred că avem o capacitate undeva la 100 de paturi. Ce vreau să vă spun cu asta? Problema este cu mult mai mare decât soluțiile pe care le putem noi oferi acum. De-aia este mai mare nevoie să investim în campanii de prevenire și conștientizare. Dacă puteți să-mi dați slide-ul următor. Pentru că noi de la Teen Challenge am fost conștienți de necesitatea de campanii de prevenire și conștientizare în rândul adolescenților și tinerilor, am început proiectul Teen Challenge Smart, care se ocupă exclusiv de partea de campanii și prevenire. Doar anul trecut, de altfel Alexei este unul dintre cei mai prolifici membri din echipa de la Smart, merge în școli, își dă mărturia cu mare impact și doar anul trecut am spus tot adevărul despre droguri la peste 10.000 de persoane față în față. Avem clipuri pe YouTube cu poveștile noastre de viață, pe TikTok de asemenea și am avut anul trecut peste 120.000 de vizualizări cu o echipă de maxim 10 persoane, 3 angajați și 7 voluntari. Deci dacă noi cu o echipă atât de mică am putut să facem
cât de cât ceva mare, putem spune noi, cu atât mai mult, dacă noi ne-am implica la nivel de societate, mai mult în campanii de prevenire și de conștientizare, am fi de și mai mare impact. Pentru că în realitate sunt aproape 3 milioane de elevi doar anul acesta înscriși în școli. Deci este mare nevoie să mergem și să le aducem tot adevărul despre droguri. Acum o să închei. Am găsit o poezie. Dacă îmi puteți spune slide-ul următor. Care spune așa. Drogatul ăsta n-are niciun viitor. Așa că nu-mi spune mie, el poate întoarce totul pe dos. Iar acum, cu cât mă gândesc mai mult la el, știu clar că își aruncă viața la gunoi. N-o să spun, e băiat foarte bun, de fapt lasă-mă să completez. Nu mai e speranță pentru el. Refuz să cred că mai are o șansă, pentru că atunci când mă gândesc la el, spun, e doar o chestiune de timp. Putem avea o astfel de atitudine. Să ne uităm la un dependent de droguri, să spunem, drogatul ăsta n-are viitor. Nu mai e nicio speranță pentru el. E un irecuperabil. Nu dăm 2 lei pe el. Putem. Sau putem să fim dintre aceia care schimbă perspectiva și care citesc poezia de jos în sus. E doar o chestiune de timp. Pentru că atunci când mă uit la el, spun, mai are o șansă. Refuz să cred că nu mai e speranță pentru el. De fapt, lasă-mă să completez. E băiat foarte bun. N-o să spun că își aruncă viața la gunoi, iar acum, cu cât mă gândesc mai mult la el, știu clar, el poate întoarce totul pe dos. Așa că nu-mi spune mie, drogatul ăsta n-are niciun viitor. Mulțumesc mult! Mulțumim prietenilor de la Tinceres România și mergem mai departe la ultima parte a întâlnirii noastre și vă rugăm să fiți răbdători pentru momentul care urmează. Personalitate marcantă a teatrului și filmului românesc și internațional, o voce verticală a României alături de părintele Constantin Ecula, doamna Maia Morgenstern, vă invităm alături de noi, în aplauzele dumneavoastră. Bună seara, până se face scenografia. Sunt emoționată, sunt recunoscătoare, sunt mândră și în același timp e o mare responsabilitate, ce o simt, purtată pe umeri pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Să aduc microfonul? Da, vă rog să poftiți. Bună seara, mulțumesc! Bună seara, mulțumesc! Bună seara, mulțumesc! Îi mulțumesc doamnei Maia pentru că a străbătut un drum suficient de lung temporal pentru a fi alături de noi. Așa cum vă mulțumesc dumneavoastră și nu în ultimul rând copiilor mari care au trecut pe scena din aur și ne-au făcut să simțim că, în ciuda gravității situației, oamenii au nevoie de oameni. Dacă vrem să rămânem întregi la minte, oamenii au nevoie de oameni. Trebuie să spun un lucru. Eu sunt un chimist care iubesc copiii. L-am auzit des spunându-l pe
Atracția mea spre Crucea Albastră, asociația pe care o reprezint în calitate de președinte de aproape de 25 de ani, dacă nu chiar mai mult, a venit din ideea că îi auzeam pe toți spunându-mi sincer, acum 25 de ani, că în calitate de preot mi-e suficientă aghiazma și rugăciunea. De fapt, ce am învățat este că în situațiile de consum de alcool, de drog și de jocuri de noroc, ultimul drac a apărut în revizie tehnică peste România, e nevoie de echipă. Iar din echipă Dumnezeu nu o poate lipsi. Îmi pare rău pentru cei care ne înjură de 30 de ani și ne calcă în picioare tradițiile, indiferent cărei religii, conștiințele religioase. Îmi pare rău. Afirm de pe scena unei conferințe internaționale. Iertați-mă că vă spun. Fără Dumnezeu nu putem, îmi pare rău pentru dumneavoastră. Scoaterea Lui din echipă a însemnat dezastrul pe care îl trăim acum. Cum simte Maia lucrul ăsta? Cu toată sinceritatea vă spun, mă gândesc mai curând aș prefera să tac și să simt, dar sunt aici, sunt în fața dumneavoastră și iarăși vă mulțumesc pentru lucrul ăsta. Dintr-o dată, participând, fiind aici de la început, ba mi-era conștiința grea, ba aveam simțământul de vinovăție, că întârzi, n-o să fiu aici, trebuie să mă aștepte cineva pe mine, uf, dar îmi... simțământul de vinovăție, ceva m-a apăsat și apoi mi s-a făcut cumva frig. Am început prin a mi se face frig, urmărind toate intervențiile științifice cu date exacte din partea unor oameni care știu ce vorbesc, care își pun întreaga activitate și priceperea și știința în combaterea și prevenirea acestui flagel ce ne atinge vrând nevrând, oricât am vrea. Și până la urmă și ăsta e un simțământ de înțeles, să te aperi, să-ți spui nu, mie nu mi se poate întâmpla asta, cu ce am greșit, de ce să fiu eu în postura de părinte, de om atins, lovit, atât de m-aș ascunde, negarea. Și asta există. Aș privi în altă parte pentru că doare foarte tare și vreau să mă apăr de durere. Un simțământ firesc, o reacție normală. Și totuși, dincolo de frigul care se lasă la propriu. Noi cu toții aici suntem de acord. Practic, mă și întreb oare de ce e nevoie? Puneți ghilimele de rigoare, vă rog, înțelegeți-mă dacă se poate exact ceea ce vreau să spun, sub imperiu emoțiilor și al unui proces de conștiință real, sincer, profund, dureros, incomod. Noi cu toții suntem de acord asupra aici. Practic ne spunem același lucru unii altora. Da, e un flagel, e o durere imensă. Le-ai lăsat pe toate și ai fugit și te-ai îngropat și ți-ai îngropat capul să nu mai auzi, să nu mai știi. Oare toate mesajele pe care le primim și copiii noștri le primesc zi de zi, clipă de clipă, pe toate, ca în toate felurile? Adolescent am fost și eu, acum foarte mulți ani, dacă mă puteți crede. Da, am fost și adolescentul rebel și care... Ia o atitudine necore, un comportament necorespunzător, înfruntă părinții, regulile, societatea, sistemul. Le-ați auzit, le știți pe toate astea, nu sunt atât de departe. Pentru mine în timp sunt de acum departe, sunt un om bătrân. Știm toate lucrurile astea, cum am face
Și important, cu atât mai important că sunt aici, cum am face a le transmite, care sunt căile, mijloacele, metodele, încercările, fie ele, unele sunt cu șanse de reușită, altele eu știu, a nu obosi. Și bine spuneți, părinte, a nu obosi, unde-ți cauți sprijinul, respirația profundă, inspirația profundă, a găsi inspirație să opui ceva. Termenul nu-i bun. A oferi alternativă tipului de mesaje prin care părinții sunt dușmani. Ăla ție nu te înțelege. Cum am face? Aici avem nevoie. Mai cu seamă că nu, vreau să vă spun o tristețe bucuroasă. N-avem rețetă identică. Vă asigur că nu toți ies în același mod din ceea ce intră în același mod. Ce am învățat fundamental și mulțumesc mărturisitorilor noștri de adineauri, da. Să știți că noi putem să spunem cele mai frumoase poeme, să facem cele mai tare emisiuni. Trebuie să vă spun glumițe, dar să știți că sunt reale, mi le-au spus. Țineți minte, sunt convins că pe televiziunea noastră funcționează foarte des consumul de alcool dăunează grav sănătății. Apoi a apărut consumul excesiv, pentru că producătorii de alcool sunt parte integrantă a planului de dezvoltare financiară a țării, contribuitor la PIB. Și i-a deranjat. A apărut excesiv. Dar tot atunci, ca să se întărească mesajul, a apărut consumul de zahăr, ulei și grăsim, dăunează grav sănătății. Și o doamnă, al cărui soț era în terapie la noi la Șura, râdea ce, părinte, m-a bătut ăsta de câteva ori, ce uite, tu consum de trei produse care în exces sunt mai grave decât alcoolul meu în exces. Eu am râs, dar am râs mut, pentru că am înțeles ce s-a întâmplat, de fapt. O societate permisivă la prostie, la mediocrizarea mesajului. Vă dau un exemplu, azi dimineață îl citeam printre altele, bășcălia presei la faptul că unul din aparatele de identificare a consumului de drog l-a făcut pe unul să iasă că are consum de drog, iar când s-au dus la calat, nu știu unde, și cercetat, nu avea nici unul. Vama nu e singurul caz din România, vreau să fiți convinși, și cei care lucrează știu bine că nu e singurul caz. Iar al doilea lucru fundamental este acela că niciodată nu o să știm cât știu cei care au trecut prin focurile astea nenorocite. Dacă intrați, șansa vieții mele a fost că prietenii de la ANP, de la Agenția Națională Penitenciară, mi-au îngăduit să vorbesc în ultimii ani des celor din o să zic penitenciară, dar din respect doar, din penitenciară, un efort copleșitor și care îmi spuneau, părinte, oamenii ăștia pricep că la noi n-ajunge mesajul ăla, când ești beat turtă, când ești drogat. Faptul că tu îmi scrii pe un televizor că apoi e drog, nu e la mine, nici nu mă interesează. Ele, în schimb, sunt pentru noi, ceilalți, să nu cedăm. E lucru cel mai greu. De aceea, mamele de astăzi, n-am să vă dau o medalie, dar o binecuvântare, vă dau un plus. Ce puternic trebuie să fii să nu cedezi la crimă organizată, să nu cedezi. Să nu cedezi. Să nu lași nenorocitul să-ți nenorocească semenii. Până la urmă, aici e provocarea. Și ultimul gând, din partea aceasta de gând, pe mine m-a salvat de orice fel de atitudine rascolnică fotbalul și teatrul. Dați-le copilor preocupări. Dați-le preocupări și când vedeți că ceea ce devine și a fost pasiune la un moment dat nu mai devine interesant pentru ei, gândiți-vă unde e problema. Astăzi le dăm la preocupări de-i rupem. Baleare. Pâncolo, îi ducem dincolo. Le cumpărăm tot ce se poate cumpăra în speranța că înlocuim paternitatea și maternitatea noastră cu lucrurile pe care le facem. Îmi pare rău să vă spun. Tata și mama, cât sunt ei de ciudați pentru lumea din jur, sunt de neînlocuit. Nu? Niciodată un
aparat sofisticat nu va înlocui vocea tatălui și a mamei. Încercați să vă aduceți aminte că în ciuda aparențelor suntem copiii unor părinți săraci care ne-au crescut liniștiți pentru că învârteau făcălețul în mămăligă. Nu l-au semi-preparată. Aduceți-vă aminte că într-o vreme curățam liniștiți cartofii la cuțit și ne mai și ciumpăveam la degete, dar eram toți în jurul unui cartof. Am luat-o razna pentru că am crezut că în sine a avea este tot una cu a trăi. Când de fapt este unor opusul. Deci nu avem rețetă, nu putem fără echipă și nu avem voie să ne mințim. Mulțumesc tare, tare, tare mult și pentru formularea și atât de succintă și atât de omenească așa cum ați făcut-o. În același timp aș îndrăzni. Cel puțin acesta e gândul meu, acesta e visul meu, iar sunt în fața dumneavoastră gândirea critică a trece fiecare prin filtru gândirii sale, filtrul deciziilor sale, e un drept inalienabil. Vorbeați de teatru, vă mulțumesc frumos, vorbeați de teatru, vorbeați de artă, vorbeați de sport, vorbeați de preocupări, vorbeați de cea mai importantă investiție pe care un om poate să o facă în alt om, timp, energie, atenție. Vorbim des și bine facem și așa se și cuvine despre subiectele, despre temele abordate în diverse forme de spectacole. Și se manifestă arta teatrului, arta spectacolului, se diversifică, se multiplică și așa. Nu avem numai film sau televizor sau teatru și spectacolul de teatru și spectacolul muzical și festivaluri. Tot mai multe. Și aici e o mare durere, nu mă voi lansa în generalități sau să dau verdicte de parte de mine gândul ăsta unde nu există cunoaștere profundă, concretă, palpabilă. Aș lăsa cel puțin într-o parte la e așa sau e pe dincolo sau am auzit eu ca știu eu sigură. Dar vorbim despre teme, aș îndrăzni să aduc în atenția dumneavoastră, dacă veți permite, temele abordate în artă, în spectacol, pentru că inform, cred eu, totul este sub semnul lui cred eu și dacă nu suntem de acord, prea bine, veți atrage atenția, tot cred eu, informația, conținutul, mesajul, intenția poate fi transmisă prin cu ajutorul prin artă, mai ales cred eu arta spectacolului, spectacolul de teatru, spectacolul direct, unde emoția, unde adevărul căutat, dintotdeauna căutăm în arta spectacolului adevărul, vibrația autentică poate fi transmisă publicului, celui care te privește și îți dorești ca actor, ca artist, indiferent unde, cum ai lucra, un public cât mai numeros, să transmiți mesajul tău la nivel emoțional, impactul pe care poate să-l aibă un mesaj și înrăurirea, cred eu, înrăurirea pe care poate să o aibă un timp un astfel de mesaj. Dar cum spuneau mai devreme bunii noștri antevorbitori, dacă antimodelele, le-aș spune, modele sunt numai așa o fi bine, așa o fi strălucitor, așa dă bine, așa se fac lucrurile, atunci așa, oare ce? Oare ne-am pricepe? Avem atâtea cazuri, sigur, păstrând proporțiile, având fiecare dreptul să-și păstreze zona de umbră, felul în care am ști să transpunem în opere de artă, în spectacole, ceea ce vrem să transmitem, mai ales celor
foarte, foarte, foarte tineri, foarte, foarte cruzi. Spuneam, așa cum m-am priceput, atâta cât m-am priceput, n-am pretenția că aș fi nici sociolog, nici antropolog, nici scriitor nu sunt. Sunt un om care exprimă uneori gândurile sale pe rețelele acestea prin care comunicăm. Încerc să nu mă las absorbită complet, dar încerc. Nu totdeauna asta am vrut, tare aș fi vrut să vă mărturisesc dumneavoastră, pentru că mi-e importantă prezența, respirația, atenția dumneavoastră acum. Nu e obligatoriu să spun totdeauna ce cred, dar e obligatoriu sau trebuie cu siguranță să nu spun ceea ce nu cred, să nu fiu silită și nu știu ce m-ar putea sili. Și nu știu zău ce m-ar putea, să fim sănătoși, nu știu zău ce m-ar putea sili să spun ceva ce nu cred în mod profund. Acum, pentru mine personal e dificil, pentru că oamenii se așteaptă ca un popă să fie tântălău când vorbește. Moale, să nu deranjeze pe nimeni. În urmă cu foarte mulți ani în Sibiu, Crucea Albastră a desfășurat o activitate în care le spuneam directorilor din vremea aceea, avem probleme în licee. S-au strecurat deja droguri, s-au strecurat, ne-au privit ca pe dușmanii societății multilateral dezvoltate. Până acum, câteva luni, să spui în fața societății românești că avem o problemă gravă cu drogurile, că, de fapt, nu mai e doar problema mea sau unei direcții sau a poliției, ci este o problemă națională, părea că ai luat o razna. Da. Te priveau cu superficialitate. Aduceți-vă aminte, miștourile, n-am alt cuvânt, la mine am încăutat, dar n-am descoperit. Miștourile făcute de toate acțiunile de la diverse festivaluri naționale, nu de teatru, când oameni care făceau datoria și scoteau la lumină lucruri, au fost puși la colț. Nu-i bine. Pentru că au început să trăim prea mult din publicitate și prea mult din antreprenoriat cultural. Și de aici ni se trage totul. Ei, în momentul când au început să apară copii care abia îi ridicam de jos, m-a marcat momentul, cred că la Iași era momentul acela filmat, în momentul de la Iași, dar să știți că pentru un specialist, și îi salut pe specialiștii Georgiane și pe Holger și eu împreună astăzi, și mai sunt câțiva în sală, să știți că pentru un specialist a ține de cap un tânăr care borăște, că n-am alt termen, ne ținând cont de nimic din jur ca să-și poată reveni. E pe bune. Ce ați văzut dumneavoastră e faza aia poetică, dură, dar poetică. S-a scăpat domnul de la ambulanță și a spus că a fost prins cu chingile din dotarea mașinii. Mă mir că n-au tăsărit societățile astea. Vai, chingă pe bietul copil! Oameni care n-au mișcat în viața lor din spațiul Facebook-ului. Își permis să dea lecții oamenilor care miros rahatul situației ca atare. Că pute. Argumente poetice vrem, nu ca poezia asta, că asta nu e poezia, asta e Evanghelie. Dar credeți-mă, eu știu diminețile mele petrecute ca voluntar în primă fază la Crucea Albastră, ștergând bine pe jos. Pe sus nu reușeam niciodată, chemam zugravii. Nu știți ce înseamnă? Sau știți ce înseamnă de foarte multe ori când copilul dumneavoastră are febră și convulsionează sau când copilul dumneavoastră este depășit fizic de o boală pe care o identifici, o tratezi, mergi cu el. Gândiți-vă când în copil e cineva pe care nu-l cunoști și îl hâțână. Nu vreau să-ți aduc aminte neapărat de imaginea Mântuitorului care atinge lunatecii, care deseori cădeau în apă și deseori cădeau în foc. Dar de ce să ne ascundem? E un duh pitonicesc care chinuie oamenii aceștia și noi aplaudăm. Când am auzit de legale și ilegale, eu știu ce meciuri am avut la un moment dat într-o comisie extrem de guvernamentală și extrem de anti-drog, când le spuneam, terminați cu prostiile. Vedeam ce se întâmplă în magazinul de etnobotanice care a fost lângă liceul nostru celeb, un liceu cu minte de altfel. Râdeau ciupercuțe, astea n-au ce face, le bagă un pic în țigări, până când au apărut primele cazuri grave, grosiere, în care copiii și-au pierdut sensul. Toată lumea privește doar la urmările fizice
accidente masive, pierderi de conștiință, căderi. Oameni buni, o generație întreagă își pierde sensul. E lucrul cel mai grav la care este supusă acum România. Și nu vine nimic din spate să susțină rebranduirea în sens a copiilor ăstora. Și al treilea lucru și ultim. Există studii peste studii. Să nu vă închipuiți că vreun drogat citește studiul pe care l-a făcut l-a adus Mihai Copăceanu, pe care îl salut și pe el înaintea copiilor. Fiți cu minți! Fiți cu minți! Ei citesc prețurile, dacă au scăzut, cu cine mai bag o țapă, de unde mai au niște țurțuri. Chestii de genul ăsta. Vă spun din experiența colegilor mei de la Șura. Unul dintre ei a avut curajul să scrie memoriile de fost dependent, de alcool și uneori de drog. Cartea lui, Cristian Fuller. Care întâlnește răutatea lumii, contribuția acestei răutăți la starea de rău a copiilor noștri. E o întrebare foarte grea, așa cum bine ați spus. Acum încerc cumva să patinez, să mă gândesc la răspuns, pentru că mi-e foarte frică de răspuns, mi-e foarte frică. Cum frica ne poate modifica acțiunile, atitudinea, respirația, pulsul, tot felul? Mi-e frică să nu dezamăgesc, de asta mi-e frică și nu ascund lucrul acesta. Mi-e frică să nu dau răspunsul pe care viața, cineva, dumneavoastră, l-așteptați de la mine. Sunt un om care a trecut prin viață, cum bine ați spus, blând, ați spus, cu derapaje, cu căderi, cu aspirații, cu năzuințe, cu dezamăgiri. Am dezamăgit și am fost dezamăgită, însă aș păstra încă acribia, speranța de a nu capitula. Vă propun un exercițiu cinic, ce groaznic să fie cinismul, oare la ce o folosi, numai să ne facem, să ne zgândărim, să ne provocăm răni. Ia închipuiți-vă, nici să nu vă închipuiți, bun, abandonăm, ia plecăm fiecare acasă, mergem la un suc. Și în general mi-a fost prea greu drumul până aici, mi-a fost și rău pe drum și stăteam și acasă și stăm acasă și citim și ascultăm și nimic, și să se descurce fiecare până la urmă cum vrem, ca salva marii. Duceți-vă în apă, da, duceți-vă. Cum ar arăt, cum ar fi peste o oră, peste un minut, peste 10 ani, peste 15 ani, cum ar fi lumea asta? Eu mai stau, mai citesc, mai dau o pagină, mai trece vremea, mai am puțin și cu asta basta și nimic, și pustiu, ușor e
să lași pustiu. Bă, în grădină, mi-e greu și mă doare și genunchiul și să mai strâng și frunzele, că tocat. Lasă-le acolo. În fiecare zi mai dă-i cu mătura, mai dă-i cu grebla. Dar ce și ce, tot o să cadă frunt, tot o să se lase iarna cumva, dacă nu cumva o să înflorească cireșii sau magnolia. Hai să mai glumesc o leacă. N-aș lăsa-o, m-aș apleca. Uneori, dar tare aș vrea să mă înțelegeți bine, că nu vorbesc împotriva, câteodată a plecat un grădină și la mătură și la aspirator și face mai mult decât sala de fitness. Deși nu sunt împotrivă și mi-e drag și am grijă și la vârsta mea bine îmi face și asta. Nu spun că am găsit, am pus codița la prună, am inventat apa caldă, dar grija de zi cu zi, preocuparea, investigarea onestă pentru a obține adevărul, ceri adevărul, adu vino și tu, pune pe masă adevărul, deschideți mintea, accept, vorbesc în din punctul meu de vedere, n-am, departe de mine, nu sunt doctor, cum am spus, nici sociolog, nici psiholog, grijă mare, nu sunt și nu dau sfaturi în general, ați accepta vulnerabilitatea, nu știul, nu potul de acum pentru ca să te ridici, să fii de folos ăluilalt. Cred că aici aș aduce în discuție un pic și de simțământul datoriei. A? E prea cuvinte mari, prea suntem ca la conferință, da, părinte. Și e periculos că datorie nu mai există. Da? Datorie este doar împrumuturi. Acum trebuie să vă zic un lucru pe care simt nevoia să vi-l spun. Sper ca măcar în perioada aceasta să învățăm că nu știrile despre drogați care intră cu mașina în stâlpi sunt prioritare. Și despre copiii care au reușit să nu ia stâlpul în față. Bravo. Nu e important. M-au privit de sus câțiva colegi când am început emisiunea la Zi de Zi, vorbind la TVR și ne-a spus, de fapt, e modul meu de a spune României, dați-vă 3 minute de liniște. Mâine e chiar o nouă zi. Adică avem șanse. Spuneți acolo unde am reușit. Nereușitele sunt imense, sunt, dacă vreți, peste tot. Dar priviți în față, sunt câțiva oameni care au reușit. Și doi, am învățat de la prietenii mei alcoolici, care sunt cei mai de treabă oameni pe care i-am cunoscut. M-a întrebat cineva, nu spun cine, persoana importantă, dacă am primit vreodată vreun premiu la Crucea Albastră. Trebuie să vă spun, cel mai frumos premiu pe care eu l-am primit vreodată la Crucea Albastră a fost după. Noi în fiecare an facem întâlniri cu foștii dependenți care vin și ne povestesc viața lor și sprijină pe copiii aia care stau acolo. Vorba bunei noastre camarade de război. Avem și noi 30, 32, 18, 19, după cum se joacă lumea cu noi. Nu e important să ieși din. Și a venit fetița să mă pupe. Zice, vreau neapărat să te pup. Și am zis, purcoa. Eu m-aș tenta să zică purle rozele lila. Dar n-a zis asta. Am venit să-ți mulțumesc că s-a întors tata acasă ca tată. E cel mai frumos premiu pe care l-am primit. Asta știți? Sunt convins că în zona aceasta de antidrog lucrează mii de oameni care nu trebuie să fie cunoscuți. Unii pot să aibă chip, unii nu pot și nu trebuie să aibă chip. Pentru ăia o rugăciune seara, un pupic așa, bă, sunteți voi oamenii legii care nu-i suportăm întotdeauna, mai ales când ne opriți în trafic, când ne trageți de urechi. E altă secție, asta e la Ionuț. Dar, băi, vă mulțumim frumos. Uite, rugăciunea asta e pentru voi, să rezistați. Sunt oameni în spitale care rezistă în fața turbării astea. Sunt în spitalele alea, știți dumneavoastră, înjurate, călcate, uneori pe bună dreptate. În școli, sunt profesori care văd ce nu văd părinții acasă. În, până și biserica noastră care le atrag atenția încă o dată doritorilor de bine. Dom'le, e mai veche decât Evul Mediu, să vă intre în cap
Nici la biserică, bine? Biserica asta în care nu dați, unii nu dau doi bani. Sunt zeci de preoți specializați deja să vadă situația, să anunțe, să informeze și să ajute copiii. Să ajute pe cei aflați în dependențe. Nu doar de droguri. Pentru că cine lucrează știe. Dracul e amplu. Ca să ajungi să fii un tip care ai dependență de drog, trebuie să ai dependență de bani, trebuie să știi de unde să iei. Din aia trebuie să înveți să te împaci cu oilas pe care îi mutilezi sufletește asemenție. Uneori ești dependent de jocuri de noroc, pierzi bani imposibil de obținut altfel decât prin mizerii și uite așa. Ori drama asta nu se poate vindeca vorbind despre dramă. Cineva m-a învățat că, acum poate greșesc, monologul în proză se rostește după ce ai învățat bine versurile. Adică trebuie să dăm României o alternativă. Iar alternativa este, dacă stăm împreună, nu ne învinge nimeni. Nu există politică, nu-i nimic. Noi suntem politica antidrog. Nu există finanțare, nu-i nimic. Noi suntem finanțarea antidrog. Nu există voință, deși asta pare că acum, dintr-o dată, a devenit foarte la modă. Dăm noi din voința noastră pentru ceilalți. Ăsta înseamnă un trup social sănătos. Să se ofere, să dăruiască, să nu-și bată joc de oameni. Că întrebarea mea, după ce am ascultat pe oamenii ăștia vorbind, cum poți să ajungi așa prost, domne? Când am ajuns noi ca popor un popor de proști așa de mari? Încât tot ce ne bagă sub nas, copiii noștri să consume. Și nu o spun supărat, că îi scoatem de la droguri, dar îi lăsăm la alimente de tot felul, îi facem dependenți de televizor. Cea mai bună de dacă electronică e televizorul. Îi facem dependenți de mii de alte lucruri mizere, care uneori, din nefericire, se coagulează în dependența mare. Un ultim gând pentru seara asta. Ce zicem oamenilor ăsta înainte de a pleca acasă? Că au venit să ne audă și pe noi, și dar eu mă bucur că i-ați auzit pe ceilalți înaintea noastră. Ce le putem spune ca să-i încurajăm să nu se teamă? Spunea domnul director al institutului că va privi foarte emoționat de ceea ce a spus colegul dânsului. Nu, a fost frică, de fapt. De fapt, o frică cumplită. Cumplită că s-ar putea întâmpla alor noștri. Dar vreau să vă spun în calitate de preot, eu am o problemă majoră. Toți sunt ai mei. Ce mă fac? Toți. În Hristos, toți sunt ai noștri. Nu există copiii mei și copiii tăi, copiii lui ăla și copiii lui ăla. Sunt ai noștri. Sunt ai noștri. Gândiți-vă bine. Peste câțiva ani vor împărți aceeași viață chiar cu ai noștri. Acea societate chiar cu ai noștri. Pentru că toți sunt ai noștri. Gândiți-vă la asta. Mai meditați. Știți cu ce se vindecă frica, nu? Cu un zâmbet de încredere. Și cu multă muncă. Cu suflecarea mânecilor și căutarea soluțiilor. Perioada poeziei metaforice în sistemul românesc de contra, anti-drog, anti-alcool, anti-jocuri, a trecut. Gata, suntem în fața unei realități care pute, rupe, ucide. Povești cu zâne nu mai țin. Când a arătat numărul de puțin pe care în Rosac putem să-i ajutăm, mi-a dat seama, de fapt, nouă ne lipsesc centre teritoriale specializate în tratamentul antidrog. Ne lipsesc psihologi oficial învățați să facă asta. Ne lipsesc medici care să aibă curajul să nu dea metadon împotriva amfetaminei, ci să-și pună orice, nicio dependență, nu se tratează cu o altă dependență mai mică, punct! Că toți suntem, sunt unii supărați pe Simona Halep, măcar ne-a învățat un lucru. La tenis câștigi doar dacă bați 6-0, 6-0, 6-0. Atât. Atât. E drama prea mare ca să ne mai putem permite doar conferințe, simpozioane și întâlniri. De aia e importantă seara de azi. I-ați văzut? Știți unde să apelați? Au chip. Oamenii care ne ajută au chip. Instituțiile care ne ajută au chip. Și dincolo de gradele lor și de vestoanele lor și de hainele lor oficiale, sunt tați și mame pentru propriilor copii. Oameni buni, antidrogul are chip.
al echipul nostru, dacă știm să-l dăm celorlalți, nu-i lăsăm singuri. Un singur lucru, mulțumim frumos, vreau să vă mulțumesc respectuos. Era așa, fiul meu era tare, tare, tare mic, asta s-a întâmplat de mult, el are aproape acuși, mâine, poi mâine, 40 de ani și era complicat și era greu și se lua lumina și era iarnă și era frig și se lua, cum spun, lumina, curentul electric și s-a făcut foarte... Era în casă. Eu, cu studentă, pe la Piatra Neamț, pe așa, nu știu ce, pe fiul meu l-am avut foarte de devreme și s-a luat lumina, s-a făcut întuneric, i s-a făcut foarte frică și foarte frig. Mama, bunicii lui, părinții mei, erau acolo. Și, evident, toată frică, întuneric, panică, frig, foame. Și mama a început să plângă. Copilașul, brusc, lumina s-a luat. Și a început să plângă. Mi-e frică, mi-e frică. Și atunci mama i-a spus, și mie mi-e frică. Uite, vino, vino, ascultă-mi vocea, ia-mă de mână pentru că mie mi-e mai frică decât ție. Ajută-mă pe mine, că eu sunt bătrână. 57 de ani avea, 58, grozav. Încă nu sunt bătrân, grozav. Doamne, îți mulțumesc. Eu sunt, am 62. Ajută-mă să te ajut. Ajută-mă să te ajut, responsabilizează-mă, ajut, mie și mie frică, ajută-mă să nu mai fie frică, întinde mâna în întuneric și atunci poate că o să fie puțin mai multă lumină, puțin mai multă căldură. Ghidează-te, duc chiar dacă nu mă vezi, pentru că e cam metaforic, am cum nu vă place. Corect, nu că vocea e reală. Da. Așa. Ghidează-te. Mi-o și închipui că toate mama? Bunicile seamănă între ele. Da? Cum de semănau toate bunicile între ele și noi nu mai semănăm? Da, Tudor, spunea fiul meu, dar toți copiii ar trebui să aibă bunica ara lui. Mă rog. Corect. Asta m-a dus cu gândul la o poveste pe care o spun întotdeauna când ne este foarte greu. Cine face parte dintr-o asociație de genul cele care lucrează, ați văzut-o lucrând, sau Crucea Albastră, știe că importanța pe care a acordat-o statul român acestor asociații în ultimii ani este desăvârșită. Da, nu ne-a preocupat. Există o poveste pe care mi-i îngădui să vă dedic și pe care o dedic celor care vreți să fiți bunicile celor care au nevoie de o voce în întuneric. Undeva, în Munții Albi, la vremea celui de-al doilea război mondial, bombardierele americane care refuzaseră să arunce chiar toate bombele pe unde au avut, au trebuit să descarce, nu mai puteau să întreacă peste ocean în baza lor, purtând tonele de bombe care le aveau. Și au descărcat într-o zonă de munte unde au crezut că nu sunt oameni. Erau. N-au rănit pe nimeni, în schimb, o bombă uriașă a trecut prin acoperișul unei biserici, și a căzut peste statuia Mântuitorului Hristos care era acolo, o statuie se pare de secolul IV. Pentru armata americană nu trebuia să fie. Au venit după aceea dânși și au făcut un calcul cam cât costă, cât să dea. Nu ca taburile în porumb, dar pe acolo. Și la un moment dat au constatat că nu puteau, au refăcut acoperișul, au refăcut zidurile, au curățenie, nu s-a pus problema, erau bani pentru toate astea. Dar nu găseau cele două mâini pe care le-au rupt lui Hristos din statuie. Nu găseau material să-l pună la loc. Secolul IV, adus de undeva din nordul Africii, se pare că era dintr-un mahon foarte scump. Noi supărați ăștia. Facem ce să facem. S-au chinuit, au chemat specialiști, n-au găsit nicăieri să pună mâini la loc lui Hristos. Și l-au pus pe Hristos așa într-un colț, așa, cum facem noi cu icoana, în debara lângă mături, știți? Să nu se vadă. Și la un moment dat, după o perioadă de timp, doamna care avea grijă de parohie l-a chemat repede pe Monsieur Curé. Monsieur Curé? Monsieur Curé? Și că am găsit soluție pentru mâinile lui Iisus din statuie. Unde ai găsit? Într-adevăr, femeia ștersese soclul de la statuie. A chemat, a tras clopoțelul, a venit toată parohia, zice, Notre Sœur Perpetua a găsit acum soluția pentru înlocuirea mâinilor lui Iisus Hristos din statuie. Ce scria jos?
fiți voi mâinile mele. Fiți voi mâinile mele. Vă rog, acceptați provocarea noastră de astăzi. Nu mai închideți ochii. Nu creați scenarii în jurul copiilor. Dar fiți mâini când au nevoie. Vă implor. Vreau să-i mulțumesc Mihailei pentru tot efortul făcut. Noi așa am colaborat mai în linie dreaptă cu Mihaela și pe ceilalți, tuturor celorlalți le mulțumesc, dar ei îi mulțumesc foarte mult. Cum le mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi în sală, doamnei Maia în primul rând pentru că a făcut un efort nu suplimentar, peste suplimentar și sper din toată inima să înțelegeți de ce ne-au vrut am organizatorii pe amândoi pe scenă. Acolo scrie Teatrul Iluziilor. Teatrul poate fi cea mai serioasă dintre realități atunci când exprimă realitatea. Vă rog, îngăduiți-ne astăzi să vă spunem împreună, fiți voi brațele lipsă care lipsesc copiilor. E o societate dezlănată, rănită, cumplit de rănită. Când îi vedeți în nevoi, nu mai treceți pe lângă ei. E nevoie de noi toți. Fiecare avem câte un grad. Eu am salutat-o pe doamna colonel, că am înțeles că așa se traducă la trei steluțe, sergent Necula la datorie. Când am depus jurământul pe drapelul țării, eu nu mi-am luat mâna înapoi fără drapelul țării. România e a noastră. Nu trebuie să vină nimeni de nicăieri ca să rezolve situația noastră. Treziți-vă! N-are cine veni de nicăieri pentru a ne reînvăța limba română, statura română și ajutorul acesta între oameni. Îi mulțumesc, Maie, că astăzi a făcut acest efort, trecând munții de departe, de la București, venind pe cale lungă, de dimineață până seara. Și că în seara aceasta ne-a adus aminte tuturor, unde nu este voce care mângâie, nu există soluții. Într-o țară care țipă continuu, trebuie să ne păstrăm calmul și să ne aducem aminte că există o vorbă liniștită cu minte și vorba cronicarului. Mult pot puținii buni împreună. Vă mulțumim frumos! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Și uite, acum fac un lucru rău, că opresc aplauze, așa ceva nu se nu face. Se face. Știm, vai știm, de mine, da. Ce gafă am făcut! Dacă veți considera cu toată emoția, atât cât știu, atât cât pot, nu mai mult, nu mă erijez în ceva ce nu sunt, dacă e nevoie de o prezență, de un gând, de un zâmbet, de o poezie, de un vers, de un cântec, mai fals la mine așa, da? Știți care a fost prima propoziție vreodată spusă de copiii mei? Și am unul de 40, unul de 25, nu mai cânta, mama. N-am venit să vă cântăm, dar vreau să mergeți mai departe. Stăm spate în spate. Dacă stăm așa, nu ne bate nimeni în fața copiilor noștri. Pentru fața copiilor noștri merită un pic mai multă implicare. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, încheiem și această seară, însă nu ne oprim aici. Vă mulțumim și mulțumim tuturor partenerilor noștri pentru sprijinul lor acordat în realizarea evenimentului. Vă mulțumim dumneavoastră că ne-ați fost alături până la final. Să ne revedem cu bine și vă dorim o seară frumoasă!